Candidatul PSRM la alegerile noi din Chișinău, Ion Ceban, își propune să înceapă mandatul de primar dacă va câștiga scrutinul local cu un audit al tuturor subdiviziunilor primăriei. Acest lucru va fi făcut pentru a exclude dublarea funcțiilor, lipsa de competențe, pentru a exclude lipsa de corespundere a persoanei cu funcția. Declarația a fost făcută de Ion Ceban. Vom face tot posibilul ca acest audit să aibă loc în Consiliul Municipal Chișinău, în subdiviziuni, inclusiv în primărie. De aici va fi următorul pas, o nouă structură organizațională funcțională, a declarat Ion Ceban. Potrivit candidatului PSRM, acest lucru va fi greu de făcut fără majoritatea în Consiliul Municipal Chișinău și nu va fi realizat într-o perioadă scurtă de timp. Referindu-se la punctul din programul său electoral legat de harta investițională, Ion Ceban a menționat că trebuie să fie făcută clasificarea proprietăților, elaborarea unei viziuni conceptuale a tuturor proiectelor care sunt necesare municipiului Chișinău. Municipalitatea trebuie să creeze condiții pentru ca să vină investitori. Municipalitatea trebuie să-și prezinte prioritățile sale: transport, sfera socială, ocrotirea sănătății, educație, domeniile în care un potențial investitor poate să se implice, a afirmat candidatul socialiștilor. Întrebat cum va asigura colaborarea cu CMC, Ion Ceban a afirmat că va veni cu inițiative pentru dezvoltarea municipalității și pentru susținerea chișinăuienilor.